Începe a doua zi de Survivor România, stai până la final să afli toate informațiile. Faimoșii se întorc în camp după consiliu de eliminare, Doc este bucuros după consiliue, Doc mai susține că este distrus psihic de la acest joc în care au fost legați la ochi, iar toți faimoșii îl susțin pe Doc. Grebenișan îi întreabă pe faimoși ce cred ei de nominalizările făcute de războinici la consiliu. Stai aici să afli toate informațiile, certurile din camp, cine câștigă meciul, ce se întâmplă pe traseu, dar și scorul, lasă un like la videoclip și abonează-te! Mulțumesc! Ștefania este de părere că Ciomag a propus-o la nominalizare pe Moromete 100%, ei neștiind ce știm noi cei de afară, toți sunt de părere cu Ștefania. Camara crede că Porcolab l-a votat pe Alin, Remus mai cred că începe o rivalitate în echipa războinicilor. Pentru a vedea ce se întâmplă după meci, cine câștigă colanul de imunitate personală, dar și consiliul de eliminare, cine se elimină în consiliu, cine pleacă, cum va decurge consiliul de eliminare, certuri, urmăriți următorul video de pe acest canal. Venim cu informații prețioase, ce se întâmplă în continuare în emisiune. Lasă un like la videoclipuri și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Faimoșii sunt bucuroși că au noi coechipieri și forțe proaspete, altfel le va fi mai ușor să joace pe trasele din Republica Dominicană. De partea cealaltă a războinicilor, Dan Ursa este dezamăgit total de Codruța și îi spune pe față: nu pot sta lângă tine, Codruța, timp în care Dan Ursa se ridică și pleacă de lângă ea. Dan Ursa este foarte ofensat, deoarece Codruța și-a i-a bătut joc de el cum nu și-a bătut joc nimeni în ultimii 40 de ani de el. Codruța neagă totul și spune: Doamne ferește, Dane! Dan Ursa este ofensat și îi dă și exemple față de toți războinicii în miez de noapte la foc. Stai că îți aduc aminte dacă nu mai știi. Eu nu o să-ți permite să-ți bați joc de mine, cum poți să mă faci tu pe mine marionetă, să mă faci să vorbesc cu toți pentru tine, că tu vrei să pleci acasă, dar între timp a doua zi tu de fapt nu mai vrei să peșeci acasă, brusc te ai schimbat și vrei să rămâi în emisiune. Dan Ursa nu știe ce să mai creadă și o întreabă pe Codruța dacă chiar vrea să plece acasă sau doar l-a făcut marionetă pe el. Codruța spune că nu ar fi adevărat, ca ea a spus că, dacă nu vrea ca altcineva să plece de la faimoși să o voteze pe ea, dar asta s-ar fi întâmplat după voturi, spune Codruța, ba mai mult Codruța mai spune că a zis să specifice cine o votează, că Codruța s-a cerut acasă să nu fie salvată de telespectatori, deoarece altfel ar fi fost salvat și astfel să fie salvat altcineva. Codruța într-un final recunoaște că ea oricum voia să plece. Însă ea spune că colegii din echipă au convins-o să rămână, să nu mai plece. Dan Ursa țipă: când te au convins, că mie acum 5 minute mi-ai zis că vrei să pleci acasă, când te au convins. Ciomag îl susține pe Dan Ursa: Codruța, ai spus tuturor că vrei să pleci acasă. Începe un mare scandal pe acest subiect, iar se pare că toți războinicii ar fi împotriva Codruței, deoarece se schimbă ca vântul. Dan Ursa spune că ursul a fost păcălit de vulpe, vulpe ca tine neame mai văzut în 40 de ani. Codruța insistă și spune: de ce nu m-ai votat, Dane? Codruța spune că avea alte pretenții de la Dan Ursa, Dan spune același lucru despre Codruța. Dan Ursa crede că Codruța face astfel de lucruri ca să fie salvată și să iasă în evidență, astfel de scandaluri crede Dan Ursa că o ajută pe Codruța, iar ea de aceea reacționează așa. Cearta continuă, Dan Ursa spune că el a rămas singurul păcălit de vulpe după ce i-a luat pe toți la scandal și ceartă. Toți războinicii râd și participă la circul dintre cei doi concurenți, Codruța, Dan Ursa. Codruța la un moment Dan spune: îmi pare rău, dar nu toți împărtășesc aceleași gânduri cu tine. Crișan spune: vreau să văd cine sunt ăia care susțin ce a făcut Codruța. Va fi un mare scandal între cei doi, veți rămâne șocați de ce veți vedea. Codruța până la urmă le zice că vrea să plece acasă, iar Dan Ursa spune că abia așteaptă să plece Codruța acasă. Într-un final toți adorm, seara trece. O nouă zi, o minte proaspătă, faimoșii se antrenează în camp. Zmărândescu și prezentatoarea TV se integrează între faimoși. Zmărândescu o ajută pe Bianca Patrichi să aranjeze acoperișul. Bianca Patrichi râde și spune camerelor: mi-a plăcut filmul de aseară, vreau să văd și partea a doua, timp în care o bufnește râsul. Ada o susține cumva pe Moromete deoarece a votat pentru echipă și nu a votat-o pe Ciomag, se pare că Moromete a trecut cumva peste orgoliu.
Însă Ștefania este de părere că Ciomag a avansat și este o sportivă mai bună pe trasele din Republica Dominicană. Camara crede că Alin o să fie mai timorat în această săptămână. Ceilalți spun că o să fie mai tare, deoarece a fost votat. Camara îl vede pe Crișan un om foarte inteligent, deoarece câștigă continuu colanul de imunitate. Însă știe că Alin e mâna forte, însă Camara nu îi vede prieten pe Alin Chirilă și Crișan, ba mai mult de atât, Camara îi vede doar prieten cu beneficii, iar la un moment dat se vor mânca unul pe celălalt. Faimo și mai cred despre Pocrolab că ea se crede puternică, dar de fapt ea este invers slabă. Remus spune că Porcolab se crede cea mai bună de la războinici și de aceea este pusă la pământ de războinici, însă ea este invers slabă. Doc crede că Porcolab va mai sta la Survivor, deoarece este iubibilă. Crișan spune că este surprins că Porcolab este la eliminare, însă celelalte par voturile potrivite. Eduard o întreabă față de toți cum se simte să fi votat. Codruța spune că ar trebui să întrebe pe cineva care a fost votat odată, deoarece ea este obișnuită, nu mai este ceva wow pentru ea, iar după marea ceartă de aseară Codruța nu prea mai vrea să vorbească. Dan Ursa începe din nou, după ceea ce am discutat aseară, eu nu vă zic cum este să fii votat, însă vă pot spune cum este să fii mințit. Dan Ursa se confesează camerelor și spune că nu mai este surprins de Codruța, deoarece de mult timp nu o mai înțelege și Dan Ursa crede că el s-a mințit singur pe el însă și el a vrut să o creadă cumva. Codruța îi spune față de toți lui Dan Ursa, regret că am fost sinceră cu tine, cu voi toți. Codruța se confesează camerelor și ea și crede că reacția lui Dan Ursa a fost una urâtă, deoarece a fost jignită și a durut-o foarte mult cuvintele aduse la adresa ei. Codruța mai spune camerelor că ea a fost sinceră și nu a mințit cu nimic. Codruța crede că ei au votat-o pe Alexandra strategic, crezând că Codruța va pleca acasă, ceva strategic. Codruța îi spune lui Robert, de ce nu le-ai votat pe Alin, că el mă bătea la voturi. Robert spune că Alin este prea puternic și își ia hate. Robert se confesează camerelor și spune, dacă Leașe fi votat pe Alin, iar și Codruța era la eliminare, dacă pleca Alin îți dai seama ce se întâmpla. Porcolab începe să plângă și își întreabă echipa, de ce ați făcut-o, însă tot ea spune că i-au răspuns, votul pentru Porcolab a fost deoarece ăsta este concursul, nimeni nu ar avea ceva cu Porcolab, doar au făcut-o că trebuie să voteze pe cineva. Porcolab este cu ochii în lacrimi. Moromete se confesează camerelor și din ce spune ea, nu o înghite deloc pe Pocrolab, ea este dezamăgită, vai, ce dezamăgită este Pocrolab de ea, că și ea a văzut numele acolo. Moromete nu o mai suportă pe Pocrolab și vrăgerile ei, însă aceasta o spune camerelor. Moromete mai crede de Pocrolab că este ofticată de fapt că este votată, nu că nu i-ar păsa. Moromete îi spune lui Pocrolab și închemp dar altfel și ocolește ceea ce spune camerelor. Moromete iar spune camerelor, Porcolab este ultima parșivenie de om. Porcolab spune tuturor, eu vedeam o unitate în această echipă, iar acum dintr-o dată a dispărut când a venit vorba de mine. Alin indignat întreabă, Moromete te-am pus eu să o votezi pe Porcolab, Moromete spune nu. Alin spune că Moromete le-a întrebat cu cine votează, iar el a spus că nu știe, s-ar putea cu Porcolab. Porcolab se confesează camerelor și spune că este uimită că a fost votat, însă la consiliu din ce îmi aduc aminte a spus că se aștepta. Alin îi tot întreabă pe toți pe rând, te-am pus eu să o votezi, te-am pus eu, iar toți zic nu. Porcolab zice, din ce mi-a zis Robert, eu am știut că voi mă veți vota cu toții pe mine. Porcolab mai zice că Robert i-a zis ei că așa rămâne, ca toți să o voteze pe Porcolab. Robert neagă vehement și spune că nu a zis așa. Alin crede că Robert și Porcolab au vorbit aiurea, ei doi au vorbit aiurea, iar Alin a căzut de prost în privința voturilor. Porcolab se confesează camerelor și spune că acum este conștientă că de fapt ei sunt într-o competiție, iar fiecare este pentru el aici de fapt, nu era nicio echipă, fiecare este pentru el. De partea cealaltă la Faimoș, Zmărândescu și Crina sunt bineveniți. Remus îi arată lui Zmărândescu cum se antrenează ei de fapt și îl pune și pe ele la treabă. Zmărândescu este bucuros de primirea lui Camara și Remus și spune că îi vede bucuroși să-l vadă, dar se pare că toți sunt minunați și este bucuros că încearcă să-l ajute. Remus îi arată lui Zmărândescu cum să spargă cocos cu toporul. Ada îi prezintă Crinei cum se sparge cocosul. Crina este fericită că este la Faimoș și se bucură de tot ceea ce vede.
fetele îi prezintă chempul. Iar mai apoi grebenișan o ia pe crinale strâns de cocos, iar mai apoi îi va prezenta chempul. Pentru a vedea ce se întâmplă după meci, cine câștigă colanul de imunitate personală, dar și consiliul de eliminare, cine se elimină în consiliu, cine pleacă, cum va decurge consiliul de eliminare, certuri, urmăriți următorul video de pe acest canal. Venim cu informații prețioase, ce se întâmplă în continuare în emisiune. Lasă un like la videoclipuri și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! La război nici Alin și ciomagii preiștelui Darius și Alinei cum să se antreneze cu cocos și bâte. Alin este bucuros de cei doi, că are oameni noi. Alin se adună cu toți și profită de moment, încearcă să le explice regulile celor noi, dar Vera ca și cei vechi să audă. Aceste reguli constau ca în fiecare concurent are o atribuire de făcut, nu să stea, fiecare trebuie să facă ceva în echipă, să poată să trăiască cu toții. Alin îi spune lui Darius că poate să aducă cocos și să taie lemne. La Alin îi spune că poate merge cu fetele tot după cocos când este cazul, iar îi spune lui Darius că poate să meargă să le ajute. Alin a profitat la maxim de acest moment și speră că și cei vechi au auzit din nou care sunt de fapt regulile și atribuțiile fiecăruia dintre ei. Concurenții sunt pregătiți de luptă, dar și de ce se află sub cupolă. Hai să vedem care va fi traseu, ce se află sub cupolă, cine câștigă, dar și ceea ce se va întâmpla pe traseu, care sunt alegerile. Începe o furtună de vânt puternic în Dominicană. Așadar, haideți să vedem ce se află sub cupolă. Sub cupola de astăzi, echipa câștigătoare va putea mânca câte 2 hot dog, cartofi prăjiți, muștar, ketchup, toate sosurile, o nebunie totală, concurenții sunt în extaz. Care este traseul de astăzi, pe ce se vor lupta concurenții și cum se vor lupta? Concurenții se vor bate pe un traseu la sol, totul este pe uscat, pe nisip. Astăzi va fi un traseu de parcur. Concurenții vor intra pe tarseu de pe nisip și vor urca pe o rampă din lemn, vor trebui să dea la o parte o frânghie. Mai departe concurenții vor trebui să ridice câte 2 bile, 2 roșii, 2 albastre, vor plasa bila pe tija de lemn după ce vor trece de panoul mobil rabatabil. Mai departe se vor duce pe traseu iar la un moment dat, concurenții se vor duce în semn de 10 mai departe pe traseu, vor merge pe jos, mai apoi peste. Mai departe vor da de 2 frânghii, aceste frânghii trebuie îndepărtate. Mai departe încă un obstacol de lemn, vor trece de ele și vor urca niște trepte, concurenții va trebui să meargă pe culoarea roșie, respectiv albastru, în funcție de culoarea lor. Pe la mijlocul traseului concurenți vor da de 8 bârne care sunt în 10, acestea vor trebui îndepărtate cu mâinile să poată ajunge la final. Dacă bârnele nu sunt aruncate pe partea cealaltă, concurentul va trebui să se întoarcă înapoi să le arunce cum trebuie. Mai departe va fi un mic tunel, spre final vin 2 porți, dacă concurenții ajung deodată, va ajunge primul cel care împinge mai tare. La final proba constă în balansarea unei catapulte de metal care are un jghiab, pe acolo se va pune o minge și va trebui ca acea minge să fie catapultată în cosul din fața lor, fiecare concurent are 4 bile în ladă, la 2 bile băgate în coș, concurentul aduce puncte echipei sale. Acest traseu se va juca până la scorul de 10 puncte, echipa care aduce cele 10 puncte în total va câștiga imunitate totală, dar și mâncarea de sub cupolă, hot dog. Pe traseu se vor lupta 5 fete și 4 băieți, însă Eduard nu va putea juca, medicul îi interzice acest lucru, Eduard este în refacere. Concurenții fac strategia. La faimoș, grebenișan ar vrea să joace cu Codruța. Doc vrea să îl aleagă pe Alin dacă este nevoie. Camara vrea să îl ia pe Crișan. Iftimoaie îl întreabă pe Zmărândescu, Dan Ursa sau Robot. Ștefania ar vrea ca fetele să aleagă primel, să nu poată alege Codruța și Alexandra. La războinici, Alin vrea să iasă el primul la băieți și să îl aleagă pe Zmărândescu. Alina, noua concurentă, vrea să iasă după Alin Chirilă și să o aleagă pe Crina, prezentatoarea TV. Toți zic nu Crinei. Crișan zice, tu trebuie să ieși primul Alin, iar după aceea să iasă Alexandra. Crișan spune, ne facem semne, stați pe loc mereu, îi zice Crinei și celorlalți, ne strigăm unul pe altul în șoaptă cum să ne alegem. Start imunitate, start traseu, baftă echipelor, faimoșii, războinicii. Haideți să vedem cum se aleg concurenții. Crina de la faimoș o alege pe Alina. Alin de la războinici îl alege pe Zmărândescu. Bianca de la faimoș o alege pe Codruța.
Porcolab de la Războinici o alege pe Carmen Drebenișan. Ștefania de la Faimoș o alege pe Luciana. Ciomac de la Războinici o alege pe Ada. Doc de Elea Faimoș îl alege pe Dan Ursa. Crișan de la Războinic îl alege pe Remus Boroiu. Camara iasă în față, dar Iftimoaie zice eu, așadar, Iftimoaie de la Faimoș îl alege pe Robert. Camara rămâne în aer. Start imunitate, start traseu, baftă echipelor, Faimoșii, Războinicii. Ada și Ciomac pe traseu. Ada introduce două mingi, Ciomac introduce o minge. Ada aduce punct Faimoșilor. 1-0 pentru Faimoși. Alin și Zmărândescu pe traseu. Alin introduce două mingi, Zmărândescu nu introduce nicio minge. Alin aduce punct Războinicilor. 1-1 pentru echipe. Porcolab și Grebenișan pe traseu. Porcolab introduce două mingi, Grebenișan introduce o minge. Porcolab aduce punct Războinicilor. 2-1 pentru Războinici. Iftimoaie și Robert pe traseu. Robert introduce două mingi, Iftimoaie nu introduce nicio minge. Robert aduce punct Războinicilor. 3-1 pentru Războinici. Codruța și Bianca Patrichi pe traseu. Codruța introduce două mingi, Bianca introduce o minge. Codruța aduce punct Războinicilor. 4-1 pentru Războinici. Doc și Dan Ursa pe traseu. Doc introduce două mingi, Dan Ursa nu introduce nicio minge. Doc aduce punct Faimoșilor. 4-2 pentru Războinici. Crina și Alina pe traseu. Crina introduce două mingi, Alina nu introduce nicio minge. Crina aduce punct Faimoșilor. 4-3 pentru Războinici. Remus și Crișan pe traseu. Crișan introduce două mingi, Remus nu introduce nicio minge. Crișan aduce punct Războinicilor. 5-3 pentru Războinici. Ștefania și Luciana pe traseu. Ștefania introduce două mingi, Luciana nu introduce nicio minge. Ștefania aduce punct Faimoșilor. 5-4 pentru Războinici. Grebenișan și Alina pe traseu. Alina introduce două mingi, Grebenișan nu introduce nicio minge. Alina aduce punct Războinicilor. 6-4 pentru Războinici. Doc și Alin Chirilă pe traseu. Alin introduce două mingi, Doc nu introduce nicio minge. Alin Chirilă aduce punct Războinicilor. 7-4 pentru Războinici. Ștefania și Andreea Moromete pe traseu. Andreea Moromete introduce două mingi, Ștefania introduce o minge. Andreea Moromete aduce punct Războinicilor. 8-4 pentru Războinici. Iftimoaie și Crișan pe traseu. Crișan introduce două mingi, Iftimoaie nu introduce nicio minge. Crișan aduce punct Războinicilor. 9-4 pentru Războinici. Ada și Luciana pe traseu. Ada introduce două mingi, Luciana nu introduce nicio minge. Ada aduce punct Faimoșilor. 9-5 pentru Războinici. Camara și Dan Ursa pe traseu. Dan Ursa introduce două mingi, Camara introduce o minge. Dan Ursa aduce punct Războinicilor. 10-5 pentru Războinici. Dan Ursa aduce punctul decisiv echipei Războinicilor. Războinici câștigă cu scorul de 10-5. Dan Ursa introduce două mingi, Camara introduce o minge, Dan Ursa aduce punct Războinicilor, ce final, ce adrenalină! Felicitări ambelor echipe, Războinici și Faimoșii! Victorie Războinicilor, Faimoșii se vor nominaliza la eliminare, vor fi eliminări din partea ambelor echipe, deja la Războinici au fost făcute nominalizări, astăzi vor face nominalizări și Faimoșii. Alin Chirilă a adus două puncte astăzi și câștigă totemul. Războinicii au mers și au mâncat hot dog, aceștia s-au înfruptat cu toate bunătățile posibile și le-a plouat în gură rău de tot. Cartofi, ketchup, carne, paine, maioneză, o nebunie. Alin și Crișan dau hot dog în hot dog, ca la pahare. Pentru a vedea ce se întâmplă după meci, cine câștigă colanul de imunitate personală, dar și consiliu de eliminare, cine se elimină în consiliu, cine pleacă, cum va decurge consiliu de eliminare, certuri, urmăriți următorul video de pe acest canal. Venim cu informații prețioase, ce se întâmplă în continuare în emisiune. Lasă un like la videoclipuri și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc!
lasă un like la videoclipuri și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc!